Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Farmecul, sociabilitatea și deschiderea ta, dacă te-ai născut pe 6 noiembrie, ascundă natura dură și asertivă a scorpionului. Tu ești cu adevărat ceea ce pari, idealistă, perceptivă, cinstită și generoasă, dar în același timp secretoasă, dificil de înțeles și de neîncredere față de ceilalți. Nu ești mulțumită de răspunsuri rapide sau evaluări superficiale. Vrei să crezi în bunătate și în speranța celor mai bune intenții, dar în același timp vezi partea întunecată a naturii umane și te pregătești pentru cele mai rele. Energia ta irepresibilă este capabilă să agite chiar și cele mai adormite suflete. Fie prin natura te ești capabilă să inspiri pe alții, fie ești ocupată să creeze un mediu care să stimuleze și să inspire entuziasm sănătos pentru tine însă în orice caz, nu faci decât să strălucești cu energia vieții. Unul dintre motivele pentru care entuziasmul tău este atât de contagios, este lipsa de artă și sinceritatea ta absolută. Este justificabil faptul că demonstrezi o credință profundă în talentele tale și în posibilitatea succesului. În acest caz, Desigur, există pericolul de încredere excesivă în sine și reevaluarea perspectivelor, bazată pe victoriile trecute. Într-adevăr, deși crearea viitorului este un lucru bun, orice succes în viață nu se dezvoltă din ce în ce mai mult, ci se mișcă de-a lungul unei linii sinusoidale, cu ascensiunile și coborâșurile sale. Prin urmare, trebuie să evaluezi într-adevăr limitele capacităților tale, în special cu vârsta, și să cultivi obiectivitatea necesară pentru a menține o calitate înaltă a rezultatelor muncii tale. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: discreție, devotament, voință puternică, rezistență, răbdare, responsabilitate ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știi totdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa ți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă iar setă de activitate, într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău, ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate, cinismul și aroganța, mânia și spărovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus, aceasta este responsabilă pentru gelozie, precum și încredere în atitudinea bună a celorlalți din jurul tău, în sinceritatea lor. Ai o personalitate extraordinară ești foarte greu de înțeles, îți este ușor să arunci praful în ochii celorlalți, ești înclinată să te înfășori într-un halo de mister, pari imprevizibilă, ești controversată, vrei să crezi în ce este mai bun, dar te temi de ce este mai rău, ești e bine versată în psihologia umană, în timp ce tu însă -ți ești precum un sicriu cu șapte sigilii, te deschizi extrem de rar. Motivul este simplu, Rar încredere în puține persoane, uneori nu ești sigură pe tine însă îți ești înzestrată cu un talent fericită de a mulțumi și chiar de a amuza pe alții. Cu toate acestea, nu toată lumea este încântată de natura ta directă, asertivă și fără compromisuri. Ciudat, energia ta în exces poate uneori să-i oprimeze pe cei dragi, în special pe cei care se consideră realiști. Toate acestea sunt foarte greu de înțeles pentru tine. Ar trebui să înveți să faci față înfrângerilor și dezamăgirilor, deoarece nu-ți plac acele momente în care ești respinsă. De asemenea, poți beneficia foarte multă de interacțiunea cu cei care nu-ți împărtășesc părerile. Educația ta spirituală ar trebui să includă capacitatea de a menține liniștea sufletească, calmul și echilibrul, ceea ce permite ca energia ta să curgă într-un flux continuu, și nu în impulsuri separate poți avea un simț al umorului deosebit, ceea ce te ajută să eviți tristețea și seriozitatea excesivă și servește ca puncte de legătură între tine și ceilalți. Cu toate acestea, trebuie să fii atentă să nu-i ofensezi pe ceilalți, întrucât umorul tău este pronunțat ironic și satiric. Pentru tine, predomină clar principiul fizic, prin urmare, influența ta asupra celorlalți este instinctivă, irațională. Efectul tău este mai vizibil la nivel sexual decât la nivel emoțional, iar caracterul tău este mai provocator decât calmant. Mai bine decât alții știi să-i faci pe ceilalți să se privească în oglindă, iar rudelor și prietenilor nu le place întotdeauna ceea ce văd în această oglindă. Prin urmare, ar trebui să reflectezi cu adevărat realitatea și să nu fii ca o oglindă curbă care deformează în mod intenționat această realitate. În același timp, însă, nu ar trebui să uiți că ascunderea unei părți a adevărului este poate cea mai bună soluție. Te distingi față de alți nativi din Scorpion prin astfel de trăsături speciale, ești manipulatoare, credincioasă, puternică, încrezătoare, decisivă, intolerantă. Te plictisești să fii într-o relație stabilă, egală, ai nevoie constantă de emoții și experiențe noi, așa că dacă un partener nu îți de aceste emoții, aranjez câteva scene sau cauți un nou obiect de dragoste. Într-o relație, aștepți admirație și împlinirea incontestabilă a tuturor dorințelor tale, ești obișnuită să fii centrul atenției, ești în continuă mișcare, te alături cu ușurință noilor companii și poți susține orice conversație cum afectează data de 6 noiembrie soarta ta? Ești caracterizată prin energie care dă peste margine, capabilă să trezească morți din somn. Cu entuziasmul tău, îi infectezi pe ceilalți, forțându-i să-ți urmeze exemplul și să-și echipeze viața în conformitate cu nevoile sufletelor lor. Forțele care fac ravagii în interiorul tău necesită un fel de evadare. Ești veridică și simplă? ceea ce atrage pe ceilalți din jurul tău, provocându-le încredere și respect, ești convinsă de exclusivitatea ta și de viitorul strălucit care te așteaptă, ai toate motivele pentru acest lucru, deoarece ai diverse talente în multe domenii de activitate, succesul tău poate zlăbi controlul asupra ta, ceea ce va duce la o reevaluare a forțelor proprii, într-adevăr, soarta nu este întotdeauna în sprijinul tău, iar succesele obținute nu se pot dezvolta exponențial. În viața reală, există suișuri și coborâșuri. Este necesar să fii conștiente de propriile forțe și să le echilibrezi cu dificultățile viitoare pentru a obține rezultate ireproșabile ale muncii depuse. Tu aduci bucurie prin prezența ta și oferi oamenilor emoții pozitive. Dar uneori, directitatea și perspicacitatea ta prea ingenioase războiesc oamenii din jurul tău. Nu toată lumea este pregătită să asculte întregul adevăr despre ei înșiși. Membrii familiei tale pot obosi de activitatea ta viguroasă continuă. Trebuie să-ți poți înfrânge impulsurile și să nu-ți dezvălui celor dragi toate detaliile proiectelor pe care le planifici. Capacitatea de a accepta înfrângerile și de a accepta eșecurile inevitabile este necesară pentru tine, pentru că le accepti cu o dificultate incredibilă. Trebuie să înveți cum să ai criticile pozitiv, deoarece aceste lucruri te va ajuta să-ți reglezi acțiunile și să obții rezultate mai bune. Trebuie să fii capabilă să așezi calmul în sufletul tău și să distribui energia în mod egal, să nu o acumuleze acumulezi liber în fascicule concentrate. Ai un simț al umorului intens, puternic dezvoltat. Te ajută să menții liniștea sufletească în situații dificile și să netezești colțurile ascuțite în conflictele care apar. Scepticismul tău față de alții depășește cu ușurință sarcasmul, ceea ce nu îi mulțumește pe interlocutorii Ai o natură senzuală, ai nevoie de o satisfacție constantă a nevoilor tale fizice, ceea ce afectează calitatea interacțiunii tale cu ceilalți. Trebuie amintit că adevărul nu este întotdeauna lipsită de ambiguități și nu trebuie întotdeauna pronunțat. Există momente în care tăcerea va fi o cale salvatoare de ieșire din situație. Dragoste și compatibilitate. Atracția și senzualitatea deschisă încântă admiratorii tăi și atrag mulți bărbați către tine. Ai o lume emoțională bogată, dar aștepți atât de mult în schimb? încât un partener să nu poată rezista la o abordare atât de solicitantă a unirii intime. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, rac sau taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească? este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul tău ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând, caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei, o astfel de uniune se bazează pe iubirea-prietenie, sprijinul și asistența reciprocă, cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile, de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rare ori lungă și de durată cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ai o personalitate afirmativă și dură. Aceste calități sunt ascunse de sociabilitatea și farmecul inerent. Te caracterizezi prin deschidere, orientare către societate. Nu te deranjează să fii în centrul atenției, dar poți obosi de interesul crescut pentru persoana ta. Solitudinea în astfel de cazuri aduce armonie în viața ta. Ești generoasă și onestă. Ai tendința să idealizezi foarte mult. Nu-ți place când ceva nu merge în funcție de scenariul tău. La locul de muncă, ești un fel de mașină perpetuă în mișcare. Cu energia ta inepuizabilă, poți infecta pe oricine. Poți conduce proiectele cu ușurință, cu entuziasm, dar tu lucrezi mai bine de una singură. Sunt posibile activități comune într-o echipă mică. Este important să fii acceptat așa cum ești tu. Sănătate și boli. Sănătatea ta nu este un motiv de îngrijorare. Nu ar trebui să fii victima propriei tale neplăceri în materie de sănătate. Ți se recomandă să fii supusă examinărilor medicale periodice? precum și monitorizarea constantă a nutriției și a greutății. Nu este nevoie să ignori oportunitatea de a face sport. Tolerezi un efort fizic deosebit, inclusiv sporturi competitive și antrenamente de rezistență, exerciții de yoga complexe și arte marțiale. Astfel de activități sunt o oportunitate excelentă de a arunca energia acumulată și emoțiile negative care afectează distructiv psihicul uman foarte utile pentru tine vor fi cursurile de dans. O atenție deosebită trebuie acordată funcțiilor de digestie și excreție, pentru care poți utiliza o dietă cu un conținut ridicat de fibre. Destinul și norocul Universul ți-a dăruit o natură conflictuală. Vibrațiile din această zi sunt astfel încât să consolideze acele aspecte ale naturii care sunt deosebite de pronunțate. Dacă vei trece prin viață, respectând standardele etice, acțiunile și faptele tale sunt cinstite, nu încalci canoanele justiției, ești milostivă, binevoitoare, atunci, folosindu-ți corect abilitățile și talentele, poți obține o poziție înaltă în viață. Dar dacă te vei îndrepta către rău, arătând cruzime, invidie, gelozie, atunci la final vei fi lăsat în pace și bucuriile vieții ți vor fi inaccesibile sfaturi pentru tine. Inamicii tăi sunt dezechilibrul și disarmonia. Pentru a evita consecințele acestora, ți se recomandă clarificarea sarcinilor stabilite, revizuirea periodică obiectivelor formulate, găsește o modalitate de a-ți restrânge energia în timp ce rămâi singură. Nu fi prea sumbră, iar alții ți vor vedea lumina interioară. Învață să faci față frustrării, ce cadouri ți se potrivesc. Pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile, într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică. Dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri? acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al Zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi, în caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat, de exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal, merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle, este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră, un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine. Cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat, nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, Ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă, poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dăruiește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.